România se confruntă cu cea mai dureroasă criză sanitară din istoria sa modernă. Ieri au fost înregistrate 442 de decese. 442 de români au pierit doar ieri din cauza COVID-19. Alți 17.000 au fost diagnosticați și dintre aceștia vor muri zeci, poate. Este tragic, dar este adevărul crud cu care ne confruntăm. Suntem pe al doilea loc în Uniunea Europeană, atât în privința numărului de decese zilnic raportate la populație, cât și al noilor cazuri, și pe primele locuri în întreaga lume. Sub 30% dintre cetățenii României s-au vaccinat cu formula completă. Avem, din păcate, a doua cea mai slabă cotă de vaccinare din Uniunea Europeană. Sistemul nostru medical este deja întins peste capacitatea sa, medicii fac cu greu față a fluxului de cazuri grave. Militarizarea campaniei de vaccinare, lipsa de transparență a acestui proces, nu își iau locul într-un stat democratic. Să nu uităm de demiterea ministrului Voiculescu, în direct răspuns la publicarea datelor care au scos la iveală tratamentul preferențial acordat fix celor care coordonau procesul de vaccinare. Aceste practici au înfrânt încrederea românilor în vaccinare și au dat liber, culoar, teoriilor conspiraționiste și minciunilor pe care niște irresponsabili, unii chiar de aici, din Parlamentul României, le-au promovat. Campania de vaccinare trebuie să fie condusă de experți, să fie complet transparentă, deschisă oamenilor, fără secretomanie și fără dubiu asupra integrității procesului. Da, modul în care a fost administrată camp campania de vaccinare a fost greșit, apropo, de domnul Cățu. Dar să nu vă împătați cu apă rece, domnilor de la Auri sau de la PSD. Și voi sunteți responsabili pentru dezastru umanitar prin care trece țara. Acei oportuniști politici care au speculat neîncrederea, au promovat propaganda conspiraționistă, antivaccinistă, mincinoasă, care a speriat milioane de români, sunt și ei vinovați pentru amploarea crizei actuale. Măsura unui politician responsabil și patriot, că tot vă place unora să abuzați de acest termen, deși nu aveți nicio legătură, cu el, este dată și de capacitatea de a pune interesul oamenilor peste interesele politicianiste. România are nevoie de politicieni responsabili. Dacă doriți să demonstrați responsabilitate, dragi colegi, opțiunea este clară. Votați pentru investirea noului guvern, pentru a opri circul care are loc de săptămâni bune. Haideți să scoatem România din criză. Mulțumesc frumos!